bugetul a fost votat și, de asemenea, va fi contestat la Curtea Constituțională. Ne întoarcem în Parlament. Vasile Marcu în direct cu noi. Bună ziua, Vasile! Auzeam anunțul lui Dan Barna ieri. De ieri, da, acum l-a anunțat și în plen, s-au decis, vor ataca la Curtea Constituțională legea bugetului de stat după ce au constatat că nu vor primi primarii, USR nu vor primi bani în plus la buget pentru anul viitor. Spunea Dan Barna că este un buget al discriminării. Din acest motiv, doar primarii din coaliția de guvernare vor primi suplimentar fonduri anul viitor, așa că ei sunt deciși și pregătiți să atace la Curtea Constituțională legea bugetului de stat. Până atunci, astăzi, în urmă cu câteva minute a fost vot în plenul reunit al celor două camere, 294 de voturi pentru legea bugetului de stat, doar 120 de voturi împotrivă, cele din USR venite și de la AUR majoritatea, deci lejer, fără niciun fel de emoții pentru coaliția de guvernare, a reușit să treacă prin Parlament legea bugetului de stat. În momentul de față este pentru primul an după mult timp în care există o lege a bugetului de stat înainte de finalul anului, așa că autoritățile publice locale și cele centrale pot începe anul viitor cu un proiect de buget pe care să-l aibă și pe masă.